Pentru că Flavia nu știu ce a făcut, dar cred că a trecut așa printre ingredientele mele și a luat un pic de parfum din asta de pupici de toamnă. Cred eu. Așa sunt. Rețeta de astăzi este o rețetă de fursecuri și vă recomand cu mare drag, pentru că le preparați în 15 minute. Aveți nevoie de următoarele ingrediente: 350 de grame de făină, 250 de grame de unt, 200 de grame din următoarele ingrediente: un pic de coajă de portocale, care se numește oranjat și Flavia miroase foarte bine a oranjat, mirosul de sărbătoare, un pic de scorțișoară, dar și niște nuci pecan tocate foarte, foarte mărunt și, dacă se poate, să fie ușor de tot rumenite la cuptor. Un pic de ciocolată măruie, un pic de ciocolată albă, un pic de ciocolată cu lapte. Toate acestea trebuie să însumeze 200 de grame, dragă Flavia. Toate aceste ingrediente. Acum, dumneavoastră acasă, puteți jongla cu cantitățile, astfel încât, după gustul dumneavoastră, dacă doriți un pic mai multă ciocolată cu lapte, sau mai mult oranjat, sau mai multe nuci pecan, aici vă stabiliți singuri rețeta. Un pic de esență de vanilie și frământați un aluat pe care, după aceea, îl modelați în biluțe foarte, foarte mici și le așezați pe o hârtie pergament la cuptor doar 10 minute. După care le puteți glazura. În cazul meu am să le glazurez cu puțină ciocolată albă și niște fulgi de cocos, ce îi plac Flaviei foarte, foarte mult, ce le face parcă să zboare așa pe masa din sufragerie, să se simtă foarte, foarte bine către papilele dumneavoastră gustative. Asta contează. Un fursec ușor de weekend și delicios. Mulțumim, Vlăduț!